Am revenit. Astăzi vom discuta despre potențialul energetic uriaș pe care l-au anumite zone din țara noastră, cât și despre efectele benefice și curative ale acestora. De asemenea, vom afla lucruri uimitoare despre un tărâm de legendă numit Țara Luanei, aflat în Munții Buzăului, locuri unde oamenii dispar într-o ceață albăstruie, teleportați de forțe nevăzute. Toate acestea alături de invitații noștri, Lucreția Brezeanu, terapeut Brio, Lucrețiu Tudoroiu, autor și anticar, precum și inginerul Cristian Pompei. Bună ziua și bine ați revenit! Bine, ne-am reîntâlnit! Iată un subiect care cu siguranță ne interesează pe toți, deoarece în primul rând este vorba despre România. Știm foarte bine, am discutat și în cadrul altor emisiuni, despre faptul că țara noastră beneficiază de unul dintre cele mai puternice scuturi energetice de pe planetă. Nu este doar o afirmație, este o realitate. Vom și afla astăzi de ce. Sunt locuri cu o încărcătură extraordinară. Oamenii care trăiesc în acele locuri sunt foarte longevivi, nu se îmbolnăvesc și cu siguranță au o vitalitate deosebită, așa numitele locuri care pulsează. Cristia, mers în foarte multe dintre aceste locuri și ne poate confirma ceea ce spunem. Deci, practic, zone unde inexplicabil parcă renaști, te simți mult mai vital, mult mai puternic, ai o stare de bine. Cristi, chiar am să te rog să ne vorbești puțin despre senzațiile, în primul rând, care apar în aceste locuri, după care vom vedea și unde se găsește această hartă energetică. Noi suntem obișnuiți să negăm anumite realități, dar eu voi vorbi dintr-o experiență de ceva timp. Mergând în anumite locuri, pur și simplu persoane care vin obosite, pentru că știm, ne mergem la munte sau mergem în anumite zone la mare sau mergem ca să ne relaxăm. Am avut recent o experiență foarte interesantă cu o persoană venită din București, extrem de obosită și extrem de stresată. Îmi cer scuze, aș vrea să menționăm exact numele acestor locuri. Da, voi spune exact locul respectiv. Este o porțiune dintre Cheile Zănoagei, în Munții Bucegi, Cheile Zănoagei și Podul cu Flori, așa se numește zona respectivă. Trebuie să fac o mică paranteză. În aceste zone fenomene se petrec în două feluri. Este acel tunel de energie de care auzim, tunel care unește două puncte benefic, noi discutăm de punctele beneficene, da. Și acele vortexuri care se petrec în anumite perioade. Persoana respectivă era extrem de obosită, extrem de stresată și mi-a spus, eu prefer să dorm. Nu, hai cu noi într-un loc. Și am mers într-un loc, exact în locul menționat. Nu mai vrea să plece. Într-o jumătate de oră mi-a spus, Cristi, este incredibil. Deci parcă am dormit o săptămână. Deci, efectiv, într-o jumătate de oră s-a încărcat complet. Deci, nu numai că s-a încărcat, dar acea stare de stres, acea stare de oboseală, acea stare de disconfort pe care știm că o dă oboseală, a dispărut complet. Parcă, mi-a spus, parcă este o mână nevăzută care scoate din mine oboseala și în locul ăsta bagă calmul și liniștea. Deci să reamintim zona? Zona Cheile Zănoagei, Podul cu Flori. Este în aproximat de peștera Ialomiței, alt punct foarte important energetic, Lacul Bolboci, alt punct extrem de puternic energetic. Aș propune să urmărim un film despre o zonă aparte pentru a vedea alte locuri unde oamenii se pot încărca și energetic foarte puternic și locuri unde se petrec fenomene ciudate. Practic, oamenii dispar în ceață sau chiar sunt azvârliți în alte locuri de către o forță nevăzută. Țara Luanei din Munții Buzăului. Țara Luanei din Munții Buzăului este o zonă în care se petrec fenomene ciudate, despre care povestesc bătrânii, oamenii dispar în ceață sau sunt azvârliți în alte locuri de o forță nevăzută. Specialiștii care au cercetat acest fenomen au remarcat că disparițiile se produc natural în anumite condiții fizice sau par a fi voința cuiva. Există relatări despre teleportări stranii, toate fiind legate de căutătorii de comori, de parcă un zeu nevăzut apără comorile îngropate și azvârle pe cei care se apropie prea mult de ele. Bătrânii mai povestesc despre oameni care au găsit tezaure sacre și care au fost îndepărtați brutal de locurile unde se presupun a fi îngropate aceste comori. Deasupra unui fost schit numit Găvanele, pe podul Manciului, mulți localnici au văzut chiar flăcări.
Unul dintre căutătorii de comori s-a trezit după vreo săptămână departe de acest loc, într-o poiană în pădure, unde a fost găsit cam cu mințile tulburate. Uitase și cine este. Se pare că aceste teleportări par a fi voința cuiva nevăzut și puternic. Specialiștii care au analizat fenomenul spun că nu este neapărat o pedeapsă. Zona însă prezintă anomalii. Experimentele extrasenzoriale efectuate în anii 80 au inclus și unul mai puțin obișnuit. Unul dintre subiecții umani, un medium cu aptitudini deosebite, s-a oferit să verifice cu ochii minții ce se întâmplă cu acele aspirări în ceața albastră, fiind dus într-un loc unde aparatele indicau o turbulență energetică. El trebuia să intre doar în transă și să comunice pe cale telepatică ce se întâmplă. Spre stupefacția celor prezenți, subiectul a dispărut pur și simplu din fața lor. Fiind un experiment militar, panica a fost maximă, mai ales pentru faptul că trebuia să se asigure protecția participanților la experimente. Omul a dispărut, dar el a fost descoperit după aproape o oră, căzut la pământ, incapabil să vorbească, la sute de metri de locul din care dispăruse, unde mai fusese căutat cu doar câteva minute înainte de a fi găsit. Când și-a revenit, primele cuvinte au fost: am venit de dincolo. Ceea ce a povestit pare desprins dintr-un scenariu științifico-fantastic. A fost aspirat într-un tunel turbionar gri, la capătul căruia se afla o lumină strălucitoare. Dar același lucru îl spun și cei care își revin din comă. Însă este pentru prima dată când cineva explică această lumină strălucitoare. Este vorba de o radiație luminoasă care cred că are circa 300.000 de grade Kelvin, a spus mediumul care a mai spus că peisajul de dincolo este asemănător cu cel pământean, dar în culori mult mai pure. A văzut o femeie și o fetiță a idomaiei, de parcă părea o clonă, precum și doi bărbați cu pielea gri. Localnicii spun că țara Luanei este poarta lui Dumnezeu. Un grup de cercetători japonezi a constatat că aici se află al treilea pol energetic al Pământului ca importanță, primul fiind vârful Omu. Legătura acestei zone cu străvechea civilizație sumeriană a făcut-o cercetătorul Paul Lazar Tonciulescu în cartea sa De la Tărtăria la țara Luanei. Am putea adăuga faptul că în sumeriană Luana se traduce prin oamenii lui Anu, Anu fiind zeul suprem la sumerieni, al cărui simbol al soarelui era o cruce cu raze. Am revenit. Deci al treilea pol energetic, să vedem, iată, fenomene stranii, fenomene ciudate, care cu siguranță au explicație. Să vedem ce explicație putem da. Acel medium practic a dispărut, a fost aspirat în acea ceață albastră. El a vrut doar să facă acest experiment și pur și simplu nu l-au mai... Da, niciodată acest... Eu nu le contest. Dar poate ar fi trebuit adăugate la ele și niște date despre... Eu nu le contest. Dar poate ar fi trebuit adăugate la ele și niște date despre magnetismul locului, despre modificări ale gravitației, pentru că astfel de fenomene numai cu așa ceva se explică. Și totuși el spune: am venit de dincolo. Pare că și a și relatat ceea ce s-a întâmplat. Iar despre acea zonă foarte energetică, eu chiar am fost cu niște persoane care căutau o zonă în Europa pentru un turism de relaxare și au găsit canalul, porțiunea dintre Rucăr și Bran. Deci tot și cu niște aparate de măsură, în sensul ionizarea aerului, electromagnetismul și gravitația. Iar pe lângă acestea, noi avem în țară niște zone absolut de o liniște magnetică, geomagnetică deosebită. Să vedem ce s-a întâmplat cu acest medium, să vedem totuși ce explicație putem avea. Deci, păi practic, asta, el... cum s-au făcut măsurători și de alte natură? Nu, aici sunt, excludem deocamdată cu măsurătorile, pentru că nu era vorba de aparatură și așa mai departe, dar fenomenul nu se petrece numai în țara Luanei. Este posibil, o posibilă explicație a celor care au trăit acest lucru, și știi că am mai vorbit la o emisiune despre Polovraj, despre disparițiile de la Polovraj, este posibil ca din cauza acestor fenomene, anumitor perturbări și vortexuri de care spuneam mai devreme, să se creeze un spațiu între lumi.
Există fotografii făcute de foarte multe persoane, de fotografii digitale și specific acest lucru, când pe fotografia respectivă persoana apar, dacă se fac 12 fotografii pe, Succesive, pe același cadru apar în fotografie o persoană și în, în celelalte fotografii nu apar. Deci se pare că se suprapun niște lumi. Mie nu mi se pare, acum nu mi se mai, poate acum 20 de ani mi se pare ceva senzațional. Mi se pare ceva absolut normal. Deci sunt fenomene și nu întâmplător. În anumite zone știm grotele de la Luniș, din Buzău. Știm foarte bine potențiatorul energetic în sare, discutam grunjul de sare de la Mânzălești, tot la Buzău. Deci ei pot să potențeze niște energii, să deschidă niște porți, aceste cum să spun, aceste vortexuri sau aceste fenomene să fie niște chei a unor porți, aceste piramide, aceste întrepături de forțe energetice, e posibil să deschidă aceste uși și un medium sau o persoană să pur să dispară, bineînțeles. Un tunel cu o lumină strălucitoare, exact asemeni tunelului pe care îl vezi atunci când treci dincolo. Nu crezi, nu? Cred că e vorba de un portal și mai cred, experimentul înțeleg că a fost militar. Ar trebui să ne pună pe gânduri aspectul acesta, pentru că dacă a fost înainte de 89, cu siguranță a fost pe principii de ateism, de strict analiză cantitativă. Nu, nu a fost așa. Înainte de 89 a fost? Înainte de 89, dar eu îl cunosc pe persoana care a întocmit hărțile. Numai puțin. Deci ideea este foarte clară. Când te apropii de un portal, deci de o poartă, de un spațiu de trecere, trebuie abordare spirituală. Pentru că dacă ne raportăm numai cu puterile omului simple, cu energia, nu este suficient. Trebuie și dimensiune spirituală. Acolo e un loc spiritual prin excelență. Așa este. Deci este un punct, în primul rând, de curbură. Deci nu este doar... Ce se întâmplă? Trebuie să spun de la bun început ca să înțelegem mai bine toate aceste fenomene. Locurile spirituale se desfășoară pe toate nivelurile ființei. Nu rămân numai la nivel de spiritualitate absolută. Se manifestă și intelectual, și, fizic, și intuițional, și afectiv, și în planul fizic. Toate zonele de ape minerale, toate zonele cu conformații geologice speciale în care se află tot felul de lucruri care în altă parte a lumii nu se găsesc, au o componentă și spirituală, nu numai fizică. Ne simțim foarte bine într-o zonă de ape minerale pentru că acolo și dimensiunea spirituală este cu totul excepțională. Iar aici, când nu-i așa, vine lanțul carpatic și se lovește geologic de munții Dobrogei, care s-au erodat, s-au transformat în dealuri, acolo a fost și un pivot spiritual. Deci n-a fost numai un pivot material, geologic. A fost și o putere spirituală care a întors munte din loc. A venit un lanț de munte care pur și simplu n-a mai mers pe direcția lui. Este mult mai grav decât asta. Deci munții aceștia sunt cei mai tensionați după planetă. Și au tensiunile de la Alpi și de la Caucaz, dar și de la munții din nordul Africii și Apenini până în Anatolia. Deci sunt niște tensiuni fantastice, geologice, tocmai care au generat această excepțională curbură. Nu degeaba se zice arcul carpatic. Are o precomprimare, cum se zice în tehnică, iar acele determinări care au fost elaborate și întocmite pe o hartă, de acolo vă spuneam că s-au determinat niște zone de o liniște fantastică. Și unul dintre ele este Polovracii, care de fapt sunt Apolovraci. Deci vracii lui Apollo, un vechi templu care nu s-a pus întâmplător acolo, și Tismana. Deci între zonele astea există un culoar fantastic, măsurat, determinat, făcut de niște harți. Persoana respectivă, aia este... e cu vârsta, s-a dus, dar determinările există. Să vedem și în aceste zone, Cristi, tu ai fost acolo, ce simți, ce energie este? Aș prefera să nu spun ce simt eu, că ar spune cei care ne privesc, că în general țin să subliniez că eu nu plec singur. Deci nu este părerea mea. Am destule persoane care vin. Ce simt în primul rând? În primul rând, în anumite zone, să spunem Polovragiu, să spunem Munții Buzăului, sau să mergem un pic mai departe în anumite zone din spre Făgăraș, apropo de Rucăr Bran, rucsacul și greutatea nu mai simți. Nu mai simți așa cum ar trebui să o simți. Știi foarte bine că ai aproximativ 3-4 kg în rucsac, acele 3-4 kg dispar ca prin farmec.
Alt fenomen foarte interesant simțit, am avut cineva care, mă rog, o doamnă mai corpolentă, care nu mai mersese pe munte de vreo 15 ani. Și a zis, mă, eu nu merg cu voi, am ales un traseu ușor. Seara, nu numai că doamna nu a avut absolut nimic, dimineața nu a avut niciun fel de febră musculară și mi-a spus pur și simplu, m-am simțit că la 12 ani, m-am simțit copil. Deci, practic, pe anumite porțiuni trebuie să înțelegem un aspect. Dacă facem un traseu, babele, omul, unde e un culoar foarte important, nu pe tot traseul, 100% din traseu se află acest... Sigur, într-un anumit perimetru. Nu, sunt niște puncte. Și până Bucura, la Bucura, este altă... Deci sunt pe porțiuni, da, coincidență sau nu, acele porțiuni sunt cele mai grele porțiuni de urcat. E o chestie foarte interesantă. Și atunci, pur și simplu, te simți altfel. Oricât de obosit ai fi, după ce ai ajuns la cabană sau te-ai întors înapoi, la babele sau în alt loc, te simți alt om. Parcă n-ai mers pe munte, parcă ai dormit. Trebuie să dau un exemplu, o doamnă din grup purtătoare de ochelari. De foarte mult timp, de la circa 8 ani, purtătoare de ochelari, deci nu putea face absolut nici să conducă cu fără ochelari și nu știu ce, mergând în anumite zone, deci să nu înțeleagă telespectatorii că noi facem nu știu ce ritual. Nu. Mergem în zone respective și fiecare simte într-un anumit mod. Unii simt... Adică nu se face un ritual anume. Nu se face, nu. Fiecare simte și fiecare se așează într-un loc, pentru că vibrația noastră a corpului, energia noastră, diferă. Este absolut normal. A constatat acum o săptămână, mergând la un control, că o supărau ochelarii, că dioptriile au scăzut foarte mult. La distanță au scăzut, dacă nu mă înșel, cu 0,5 unități și la distanță și la apropiere cu 0,75. Deci un lucru foarte interesant. Mergând strict aproape săptămânal în zone respective. Deci se simte foarte mult. Sunt persoane care au venit cu dureri de cap. Știm că sunt multe persoane cu migrene. Au început ușor, ușor ca acele migrene să nu mai apară atât de des, mergând în acele zone. Și trebuie să mai spun, acele zone le putem găsi nu numai energetic, că foarte mulți le caută radiestezic. Nu. În acele zone apa este altfel. Anumite plante cresc mult mai mari, se dezvoltă mult mai frumos decât în zonele unde e punct energetic. Ai aici chiar o hartă da, a celor mai importante puncte de pe teritoriul României. Nu aș spune cele mai importante. Sau punctele încărcate, un fel de chakra ale României. Un fel. Trebuie să spunem că nu numai energia și ce spunea doamna Brezeanu, partea geologică și partea amplifică aceste puncte. Trebuie să ne gândim de ce e strămoșii noștri și numai strămoșii noștri și spuneau anumite temple, cum e Sarmise Getuza, în anumite puncte. Pentru că erau și potențiatoare vis-a-vis de energia divină sau energia universală. Eu jucându-mă... Sau a soarelui, că știm foarte bine că cultul anul solar... Anul ăsta noi... a și fost un an excepțional din punct de vedere al activității solare și altfel a fost influența asupra Pământului. Categoria. Deci care ar fi aceste zone? Sunt șapte așezări. Șapte puncte foarte importante pe care strămoșii noștri au făcut așezări și cetăți. O să le numesc și o să spun imediat ce formează. Este vorba de sud, așezările cetățile Tinosu, Piscu Crăsanilor, Argedava, Mănăstirea, urcând spre Arcul Carpatic, Cetățeni, Gușterița și Grădiștea. Aceste puncte fac Carul Mare. Deci un lucru foarte important, chiar pe hartă, o să arăt, am mai arătat acest, nu știu, deci, practic, camera. Șapte puncte cu potențial energetic exact, pe teritoriul României. Și da. Cu Grădiștea, Muștelului, atenție, aproape de Sarmise Getuza. Da. Carpații meridionali. Da, dar aceste puncte Nu se termină aici. Interesant este că aceste puncte pleacă din sud. Deci Piscu, Crăsaniu, Argedava, Mănăstirea sunt aici în sud, traversează Arcul Carpatic pe la Cetățeni, unde am auzit foarte bine de Grota Moșului, alt potențiator energie și ajunge la Grădiștea Moștelului, aproape de Sarmise Getuza. Cei care știu se duc în astfel de locuri și se încarcă energetic. Exact. Fizioterapeuții fac acest lucru, măcar din când în când. Dar noi vrem să ne învățați care ar fi zonele turistice, mai mult sau mai puțin, în care ne putem încărca energetic, pe care le putem vizita măcar o dată pe an pentru a ne restabili oarecum echilibrul, pentru că este păcat să fii într-o țară care este atât de... Nu toate țările au acest potențial energetic și să nu le folosești. Măcar o dată de două ori pe an poți vizita astfel de locuri și
te regăsești, exact cum spuneai, simte fiecare unde este acel perimetru în care... Da, dar cu niște evenimente... E un lucru foarte, foarte bună întrebare, pentru că în afară de zonele care au fost discutate, în Carpații Orientali, deci pentru zona Moldovei, care mai greu ajunge aici, în Bucegi, Făgăraș, Apuseni, este zona de ape minerale și de izvoare termale, care iarăși este unică în Europa. Noi nu suntem conștienți de acest lucru. Și în hărțile realizate de cartografii occidentali în secolul XVI și în perioada următoare, încă 200 de ani, acolo este localizarea Cogaionului. Deci Muntele Sacru al Dacilor este exact în zona aceasta de izvoare termale, de ape minerale din Carpații Orientale. Deci acolo este o zonă spirituală care se manifestă fizic. Și planta Vorel n-a venit degeaba în zona. Exact. Și să nu uităm fenomenele din Cea Vlău. E o zonă extraordinară. Cum Cea Vlău, vârful care dispare și alte lucruri. Da, deci o întreagă încărcătură și mistică, dar și de sănătate la nivel biologic, pentru că binele acționează pe toate aspectele, nu se oprește la unul. Da, dar exploatările care au avut loc, exploatarea pădurilor, exploatarea petrolului în zonele alea, n-au anulat mare parte. Spre deal, sigur, dar în munte, în munte și în zona montană pe care eu am străbătut-o cu piciorul, tot mai despădurită, am străbătut cu piciorul cu mașina, defile extraordinare acolo, în care iarăși este soare pe cer și frig, dar alt frig, deci e o răceală care curăță. Deci nu este doar la nivel fiziologic să-mi pun un pullover pe mine ca să-mi fie mai cald. Deci cade acolo aerul rece. E un alt tip de energie. Zonele astea ar trebui puse grosier, pentru că infrastructura nu ne permite. Una este zona Moldovei și nu numai zona Moldovei de jos, Carpații de Curbură și zona cu Cea Hlău și nordul Moldovei. Avem Apuseniu, cu cetățile Ponorului, o zonă extrem de puternic încărcată energetic. Noi discutăm de energie benefică. Și făcând o mică paranteză, trebuie să spunem că acolo unde întotdeauna există un potențial de energie pozitivă, întotdeauna trebuie să existe o contrabalansare. O compensație. O compensare, pentru că trebuie să existe. Partea Polovragiului, partea Ponoarelor, Podul lui Dumnezeu, unde există o zonă unde pur și simplu ai impresia că o mână nevăzută te ridică pur și simplu. Vorbesc de Ponoarele la Piezuri, Podul lui Dumnezeu, Mehedinți. Mai este o zonă foarte, foarte importantă, zona Horezului, unde toată lumea vrea să meargă. E ușor, mergem pe DN. Da, da, Horezul are o altă conotație și timpul este altfel. Vine, deci sunt câteva localități care au denumire, apropo, de zeul Horus. Horaița, Horezul, da. Și altă percepție a macrotimpului în acele zone. Și așa acolo... se și explică, de fapt, de ce ele sunt considerate zone portal. Zone portal și zone extrem de puternice, pentru că unul din potențiatorii energetici pozitivi ai Horezului este Pământul. Să nu uităm că acolo sunt trovanții... Știm că aproape 90% din populația Horezului depășește 80 de ani. Deci un lucru foarte interesant. Deci, practic, Pământul, zona, este o zonă extrem de benefică. Și foarte bine conservată, spre deosebire de altele care au fost. Aș vrea să ne mai vorbim și despre faptul că în aceste zone se pot potența anumite capacități extrasenzoriale. Poate nu-ți dai seama chiar pe loc, mai puțin poate în București, deși și în București sunt convinsă că sunt, chiar am să vă rog peste să ne vorbiți puțin despre... Dar în aceste zone, unde oarecum ești rupt de lume, unde este o peșteră care are o încărcătură aparte, unde este o apă care iarăși e o pădure, cu siguranță dacă mergi oarecum de câteva ori pe an, nu chiar o singură dată, o să observăm că ceva în noi se schimbă, încep să percepe altfel lucrurile, încep să simți, cunosc persoane care îmi povesteau că au început să simtă ce gândesc cei din jur, au început să vadă în viitor, au început să își perceapă destinul altfel, practic să știe dinainte ce li se întâmplă. Sau vocea plantelor și a animalelor. Da, a ființelor din jur. Deci să vorbim puțin despre acest lucru. A viului, lucru, unde ai simțit cel mai puternic că se declanșează acest lucru. Cam peste tot. E greu de spus un loc anume. Mergând din anumite motive în zone mai apropiate de București, mergând cu cineva de la Arad, cu un mic grup de prieteni de la Arad, în cheile Râșnoavei și în cheile Zănoagei, la un moment dat, pe Zănoaga, la un moment dat, un prieten de al meu spune, uite, eu trebuie să mă duc pe piatra aia. Bine, mergi, facem o pauză de un sfert de oră, nicio problemă. S-a așezat pe piatră și... Îi întreabă pe prietena lui, spune, dar de ce te-ai gândit acum la mâncare?
Că mai avem timp. Deci el în momentul ăla, fără să n-aibă niciun fel, deci omul este, cum să spun, admite partea spirituală, o înțelege, nu neagă, dar e un om mai, un pic mai sceptic. Și după aia a început să spună frânturi de fraze din ce gândeau cei din jurul nostru. Deci în zona respectivă, de, fără un exercițiu, fără o mantră, fără cheile zănogei. Exact ce spuneam mai devreme, partea cu bolboci și podul cu flori. Cine știe unde da, se află. Dar și pe acolo nu s-au întâmplat cele mai multe accidente din Buceci? Nu, s-au întâmplat pe partea asta altă. De ce? Să nu spunem accidentele de cei care sunt inconștienți pe Buceci sau cei care se duc acolo păi special să facă... Păi și faptul că ajungi la o stare din asta de... Da, aici trebuie să... Te poate face imprudent. Imprudent și imprudente. Am văzut foarte multe persoane și care nu înțeleg aceste stări. Pentru că tu în aceste stări trebuie să înțelegi în primul rând ce se întâmplă cu tine. Și dacă ai o problemă, să ceri ajutorul celor din jur. Dacă tu ești rămâi încăpățânat, s-ar putea să o iei cu capul, cum se spune pe românește. Pentru că prea mult bine așa. Poate să dea în rău. Atenție foarte mare așa. La cei care fac tot felul de experimente, să joacă cu anumite pietre și cu anumite lucruri. Trebuie să întrebe. Și nu cu anumite energii. Și cu anumite energii. E energie totul, de fapt, la asta ne rezumă. Și cu anumite toată. Gânduri, pentru categorii. Că tot venind în și zonele astea niște persoane, ele nu încearcă să manipuleze, să ia energia evoluție. Pentru a obține ceva. Sunt niște lucruri aici, de care preferăm să discutăm altă dată. Să ne vorbiți puțin și despre acele zone din București unde ne putem sigur, deci noi uităm faptul că Bucureștiul, ca și zona, să zicem, a Olteniei de Nord, ca și zona Moldovei de Nord, este și înconjurată de mănăstiri, deci de un aspect spiritual. Și multe mănăstiri au fost până de ună zi, până la anii 80, cu dărâmarea aceea oribilă a mănăstirilor și bisericilor, aici, în oraș, și l-au sfințit. De ce? Pentru că aici se manifestă chiar în București și nu e paradoxal că s-a așezat capitala țării românești întâi și după aceea României, se manifestă o putere spirituală destul de pregnantă. Și lucrul se vede pentru că era o legendă, care era povestită occidentalilor care ne vizitau din secolul XVIII încoace, că București are 365 de biserici, una pentru fiecare an. Niciodată n-a avut Bucureștiu, exact, pentru fiecare zi din an. Nu a avut niciodată 365 de biserici, dar asta înseamnă că o parte se poate interpreta că erau nevăzute. Ele așteptau să se manifeste și fizic, dar ele erau, adică este un loc sfințit. Este un loc așa cum e un sfânt, mai mulți sfinți pentru fiecare zi din an și în București, în zona aceasta, este o biserică pentru fiecare zi din an și este simbolic. E și o zonă în care bisericile ard. Acolo e un... Da, nu vorbim despre asta acum, poate facem o emisiune separat. Dar este o zonă protejată și pentru cei care au fost și sunt atenți, sunt zone în care se manifestă anumite vortexuri protectoare. Am descoperit chiar de curând într-o grădină, o ceainărie, nu dau nume, așa, un vortex protector foarte puternic, foarte puternic, extraordinar și spiritual și fizic s-a manifestat. Deci ploaia l-a ocolit la modul concret, adică n-a plouat. În jur a plouat în București cu tunete și fulgere, iar aici doar s-a auzit și a plouat 10 minute în sfert de oră și sub vortex nu s-a udat nimica. Mai este iarăși o zonă, sunt parcuri în zona de nord a orașului, în care se manifestă următorul fenomen. Sunt bănci așezate în ronduri, în care pe fiecare bancă se potențează un centru de forță. Deci, și se încarcă acea persoană cu acel centru de forță. Culmea, toate 7 centrele de forță, deci de la primul la ultimul, deci ceea ce arată și un aspect simbolic al zonei, dar și o energie care e totală, completă în ea însăși, pentru că e pe fiecare centru de forță în parte. Dar totuși astea sunt niște zone lucrate. Eu din ce unele am da, simțit... altele nu, unele da, altele nu. Și determinat că nu pot altfel, mi-a făcut o impresie deosebită pădurea Comana. Comana? Da. Sigur, sunt și niște ruine acolo, zona, și știți, nu, pădurea, acolo. Nu mănăstirea, nu, pădurea, să efectiv. Vedem ce alte locuri și din preajma Bucureștiului și din București, dar și din țară, mai au o astfel de încărcătură deosebită pentru a putea chiar să le vizităm și să ne încărcăm după publicitate. Am revenit. Deci ce locuri deosebit de puternic încărcate energetic avem în jurul Bucureștiului sau chiar în București?
Întâi, ca să concretizez, să localizez ceea ce spunem despre aceste bănci, care fiecare din ele au o dominantă energetică, este vorba de Parcul Chiselev, de zona de lângă Muzeul Țăranului Român, Muzeul de Geologie. Pentru cei care, sper să nu fie o invazie chiar bruscă, să nu se va mai simți nimica dacă vor veni 10.000 de oameni pe 100 de metri pătrați. Dar au acest efect și bineînțeles că în jurul Bucureștiului sunt câteva mănăstiri puternice, să zicem, din care eu personal mă gândesc la Căldărușan odată, la Snagov, iarăși a doua oară, pentru că și Snagovul pe o insulă, nu? Deci protejat oarecum simbolic de valurile vieții care se opresc la țărmul insulei, și Căldărușanii, și alături de Căldărușan mănăstirea Balamuci, care adevărat că a fost abandonată o perioadă de timp, după aceea s-a refăcut. Acolo este o zonă iarăși cu concentrație mare de mănăstiri și spiritualități. Aici de insule trebuie să amintim un lucru cu insulele. Un punct foarte important energetic este insula Cătălui de lângă Cășoarele. Pe acea insulă s-a descoperit una din cele mai vechi statuete din lume, Lacul Cătălui. Insula în general este un potențiator de energie benefică, că discutăm de benefică. Sigur. Deci sunt foarte... Sigur. Nu e chiar lângă București, dar în București aș da eu un loc. Un loc unde se întâlneau și știu cei care l-au cunoscut pe Valeriu Popa. Se întâlneau, este vorba de Parcul Național, fost 23 august. Există în mijloc lângă lac, ca o biută, ca o ridicătură, formă de piramidă. Acolo sunt în cu cei bolnavi de cancer și acolo le dădea cele... Este o energie în Parcul special. Național 23 august. Dar este și o energie ușor ciudată. Este, pentru că încă o dată am spus cum ar fi studioul ăsta, energie benefică, puțin mai încolo trebuie să existe și una ca să contrabalanceze. Da, este... La un moment dat, chiar în mijlocul acestui parc, ai o senzație de frică, chiar în miezul zilei. Mie mi s-a întâmplat să am senzația asta. Și marcajul ăsta, venind oameni cu boli foarte grele, o perioadă îndelungată, au marcat locul. Iar să fim atenți că în zona aceasta vorbeam de denunțare, numirile preluate de locuri după vechii personalități, hai să le zicem, zei ai antichității. Noi, țara este în culoarul lui Bal, că avem de la munții Balcan la Balaton și chiar pe linia este mănăstirea Balamuci, care nu este... Nu e nimic întâmplător. Da, și se zice că are altă conotație, că ar veni denumirea de la altceva. Dar cred că trage spre această veche denumire. Este iar mănăstirea Căldărușani, care într-o zonă unde a fost o furtună puternică și unde a fost rasă o pădure tot în timpul unei furtuni. Spunem, la 30 de kilometri. Da, aproximativ. Locul ăla iar a rămas foarte marcat, iar atenție că și aceste noi noi de sute de ani, dar nu de milenii, așezări au fost pe locul unor alte temple și poate și prin suprapunerea lor s-a ajuns la 365, mai multe fiind în același loc și preluat de ortodoxie, dându-le mai multe zile de sărbătoare. Un alt loc care vine, o altă săgeată, așa, care vine spre București, este din zona Curtea de Argeș, nu degeaba. O clipă vă întrerup, l-avem prin telefon pe domnul Adrian Șcheul, care se află la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, un loc cu o puternică încărcătură spirituală, acolo unde a fost preot duhovnic și părintele Arsenie Boca. Bună ziua! Spuneți-ne, cum vă simțiți în acest loc cu totul și cu totul deosebit, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus? Minunat! Eu sper că toată lumea știe de acum că Chakra Sahasrara României este la Sâmbăta, așa că este de mai multe ori încărcat acest loc. Nu e întâmplător că lucrurile se adună la un moment dat, se coagulează, cum spunem noi. Dar vin de pe drum de la Șinca și aș vrea să punctez că și acolo este un loc plin de încărcături energetice de toate proveniențele, temele, legăturile, conexiunile, cum vreți să le spunem. Șinca ne sugerează, eu sunt numerolog, după cum bine știți, ne sugerează din nume deja ce fac aceste puncte minunate, aceste portaluri, o legătură între 1 și 9, adică începutul și sfârșitul, alfa și omega,
toate aceste locuri sunt minunate legături, conexiuni ale noastre cu universul, cu creația, cu tot ce vreți. Și e minunat să știm că la noi, atât de aproape și atât de frumos, asezonat, să zicem, deci locurile acestea energetice sunt însoțite de peisaje minunate, de oameni, de tradiții și așa mai departe. Mă bucur că ați abordat tema asta și vă asigur că v-am luat cu mine în inimă ca să vă aduc aici și să vă transmit de aici energia minunată a Sahasrarei, care știți foarte bine că face legătura cu universul. E românica noastră binecuvântată și mă bucur că pot să mă duc prin aceste centre și să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, vă mulțumim frumos. Deci iată un alt loc, o încărcătură deosebită. Cristi, ne-ai promis că ne vei vorbi și despre Șinca Veche, acolo unde se află templul ursitelor, așa numitul loc unde ți se îndeplinesc dorințele. Da, aici trebuie să spun că nu numai în Șinca Veche se îndeplinesc dorințele, dar vorbim despre Șinca Veche. Șinca Veche face dintr-un complex. Șinca Veche este, se spune că are undeva la 7000 de ani, vorbesc de templu de la Șinca Veche. Energiile pozitive erau potențate de simbolistică, aici este alt aspect al problemei, era steaua lui Solomon, simbolul Yin și Yang, sunt niște simboluri, dar face parte dintr-un complex. Tot lângă Șinca Veche, dacii au avut o așezare templu. Tot aproape de Șinca Veche este altă așezare templu foarte importantă, este de cea de care spuneam tipia Ormenișului, unde templele dacice sunt pe 7 nivele pe un deal, foarte important. De Șinca Veche trebuie știm să ne legăm poate de grotele de la Basarabi, poate din același timp, Basarabi fiind în Dobrogea, pentru cine nu știe, grotele de la Luniști. Numai puțin, Șinca Veche ca și denumire are Si, da. Si, spiritul universului coborât în noi, în ca. Și Si în ca. Ca fiind acest spirit al universului. Deci aici ai o regăsire în tine și cu spiritul universului. Ce alte locuri v-au mai atras atenția? Ne spuneați că și la Iași este o energie cu totul și cu totul deosebită. Sunt mai multe. Deci și Iașiul și Argeșul, și aș vrea să aduc puțin vorba despre Argeș. De ce? Este locul în care paralela 45 se întretaie cu 25 de grade latitudine estică, și care este oarecum la mijlocul continentului european. Deci pentru noi și locul care se află la câțiva kilometri de Pitești pe direcția nord-est. Și care nu este sunt câțiva kilometri, sunt 60. Nu, măsurat personal sunt 8 kilometri. Așa pe hartă, ne uităm. Drept. Nu, din Pitești. Din Pitești până la această intersecție este vorba de o zonă de păduri. Este vorba de o zonă de păduri care se pornește din nordul Piteștiului, pentru că până acolo este câmpie, și care se continuă până în Transilvania, până la Sâmbăta de Sus, pentru că a venit vorba de acest punct. Deci este o zonă care a îmbrăcat întreagă zona de dealuri, subcarpați, munți și iarăși dealuri interioare ardelene, în care poți să mergi prin pădure fără să ieși decât prin 2-3 luminișuri până în Ardeal. Lucru pe care îl făceau contrabandiștii înainte de 1918, dar și oamenii spirituali. Și am avut o experiență chiar în pădurile acelea, chiar în acea zonă de care vă fac vorbire. A fost o întâlnire cu entitate spirituală prin locuri prin care mai fusesem, prin același loc mai fusesem de câteva ori și după aceea mai și fost, și a fost o interdicție. Deci nu mai înainta, nu mai merge. Deci, în ce zonă erați? Exact la această intersecție de 45 de grade cu 25 meridian, deci paralelă cu 25 cu meridian, da. Deci periodic, adică ați simțit o entitate care vă spunea să nu mai înaintați. Care și-a proiectat voința, ce să mai îmi spună. Așa, și zone, deci exact, vortexuri de energie care protejează intrări și ieșiri, pentru că și acolo este o întreagă desfășurare de locuri sfinte, de mănăstiri, de locuri extraordinare. E vorba de Nămăiești, iată un loc, o mănăstire recomandată pentru cei care doresc să aibă copii și nu reușesc. Este cunoscută pentru această putere a locului. Este vorba de corbi de piatră, care este greu corbi de piatră, exact, cetățuia de ce vă numea și numește. E o biserică rupestră. Toate trei sunt rupestre. Așa, și iarăși mai sunt Robaia, mai sunt câteva mănăstiri mai mici, mai puțin cunoscute,
cunoscute, dar extraordinare. Ca apropo de ce spuneați, Cotmeana, iar paralela 45 cu 25, străbate, Brazda lui Novac, alt punct de vedere care pleacă, cum spuneați, pleacă din Dobrogea de undeva și merge tot spre Ardeal. E o protecție, Brazda lui Novac. Exact, e o protecție. Exact, este construită la modul simbolic și tradițional de uriași. Da, pentru a proteja de influențele demonice. Ce să Nu, sau poate este un traseu și de apărare. Nu știm de care. Un alt, de alți uriași. Un alt loc foarte interesant, recunoscut de asemenea pentru puterile sale magice, curative, vindecătoare, Băile Herculane. Da. Cheile Nerei, o zonă foarte puternică. Cheile Nerei, aici trebuie să... Beiuș. Cheile Nerei, Cheile Cărașului. Cheile Cărașului, Cheile Nerei, acolo întâlnim un lac foarte tot interesant. Tot un loc de poveste. Ochiul Beiului Sec. Și Cheile Nerei, exact ce discutam mai devreme, cu Cheile Cărașului, o zonă puternică, în primul rând, imprimată pozitiv din cauza apelor minerale. Așa. Și zvoarele termale. Datorită apelor. Da. Și nu numai, peisajul, munții, știu, pădurile, oamenii, zăcămintele care se află acolo. Potențeze... Deci, practic, haideți să explicăm ca fenomen ce se întâmplă mergând, nu neapărat regulat în aceste locuri, dar cel puțin de câteva ori pe an. Și măcar o dată pe sezon. Pe sezon. Măcar de câteva ori pe an, spuneam, da? Te poți nu numai încărca, îți crește vitalitatea, cureți anumite lucruri pe care sigur că da, într-un oraș aglomerat mai greu, chiar dacă te duci și faci anumite lucruri, dar totuși mai greu te cureți, plus că se declanșează, se deblochează aceste, spuneam, capacități, nu neapărat puteri, capacități extrasenzoriale care îți pot fi de mare ajutor în puncte cheie ale vieții și oricum te și percep altfel ca existent. Și stați puțin de sculț acolo și mers. Și în primul rând sănătatea. În primul, ceea ce e foarte important pentru cei din eu cred că orașe. E vorba de o echilibrare între ființe. Exact. La toate nivelele. Poate ar trebui să profităm puțin mai mult despre faptul că, spunându-se, și nu este doar o legendă despre România, că este un scut energetic în care și mulți dintre cei care trăiesc în străinătate știu acest lucru și vin să se încarce aici, poate și noi ar trebui să profităm mai mult de acest lucru și chiar dacă sunt mai spectaculoase vacanțele în străinătate, totuși locurile acestea se și spune că legătura cu locul în care te-ai născut este totuși cea mai puternică. Nu poți să te încarci mai mult, oricât de frumoasă ar fi o altă țară. Patru români care muncesc în Spania și au spus că vin special în România, urmează să vină zilele următoare, să meargă prin locurile de care povestim. Le dor de țară, în afară de că știți că muncesc, cum muncesc, vin, nu se duc la Malbera, nu se duc în altă parte, vin special să meargă în câteva zone. Le-am trimis pe mail planul. Sigur. Unde se duc, sunt zone extraordinare, dar numai că lumea începe eșeptică. Este revenirea la matcă, exact. Este locul atenția, cu tinerețe fără zonă bătrânețe. Din jurul Bucureștiului sau din țară, o altă zonă care ar fi foarte puternică. Da, foarte puternică și apropo de ce spunea Peștera Ialomiței. Peștera Ialomiței, unde legenda spune, știți cum e, legendele au întotdeauna un sâmbure de adevăr. Partizanii după al doilea război mondial se refugiau și ieșeau undeva în Ardeal. Acum nu știm dacă e adevărat sau nu. Acolo se petrec niște fenomene. Sunt zone, oricare dintre noi, dacă intră cu lanterna, cu lanterne mai mici, este o zonă, e o curbură, să urcă o piatră și, pentru a se intra, acum e închisă peștera, e în renovare, să sting lanternele. Deci acolo oameni care au anumite, cum să spun, un om obosit recomand să intre în peștera Ialomiței, dar să stea un pic la intrare, unde este făcut schitul, să stea un pic, să-și pună gândurile în ordine și poate să viziteze peștera. Este alt om. Și schitul ăla, de nu știu câte ore a ars, iar în peștera mai nou s-a introdus curent electric și instalație electrică cu singurul... traseu care n-a fost deranjat a fost al apei, care are într-adevăr o putere așa de a reconforta, deși este foarte rece, că e apă, totuși se pare că este dintr-un ghețar interior. Are o... Eu am luat de acolo și am făcut niște determinări cu ea și nu e acum cazul să vă enumăr ce s-a întâmplat, dar oricum au fost niște diferențe față de apă luată mult mai în aval. Trebuie să spunem ceva și de sud, pentru că ne-am spus o zonă foarte interesantă, este la Ostrov, la Călăraș, la Păcuiul Soare.
pe insulă. Sigur, da. Istorie foarte mult acolo. Nu numai acolo, istorie, și spiritualitate și energie. Evident. E ceva deosebit acolo. Mai vreau să adaug un lucru. Până acum noi ne-am gândit cum liniile energetice, puterile pământului românesc se manifestă pentru oameni. Dar nu trebuie să uităm, pentru că suntem creștini, nu trebuie să uităm faptul că noi, fiind un popor creștinat de aproape 2000 de ani, aproape imediat după ce Hristos și-a încheiat mesajul, noi am primit creștinismul, suntem un popor privilegiat. Iată că atunci când primii preoți, primii propovăduitori ai creștinismului au venit aici în pustietățile care erau la acea vreme, ei și-au și propus și o realitate pe care a păstrat-o lumea de scântecelor. Deci păi acolo, numai puțin. Dar ce au făcut? Oamenii erau ușor de vorbit, au înțeles mesajul lui Hristos. Ideea este că locurile pustii erau stăpânite de demoni, deci cum erau percepuți de acești propovăduitori ai creștinismului. Și atunci au venit să ridice biserici și să-și ducă mesajul, pentru că ei luptau cu demonul până la urmă, pentru sufletele oamenilor. Asta a fost lupta propovăduitorilor. Și s-au dus unde erau demoni, adică în locurile pustii. Și i-au izgonit de acolo și unde a fost acea mănăstire sau acel schit sau acea sihăstrie a unui călugăr sau a mai multora, s-au făcut sate. Nenumărate sate care se află în subcarpați aici, dar și în celelalte părți ale țării, s-au făcut pe locul sihăstriilor și pusniciilor de acum sute și mai mult de 1000 de ani, unele de ele, multe din ele sute de ani, 500, 700, 800, 600 de ani. Să ne gândim că acele erau locuri pustii, acum ajungem ușor cu mașina. Sau anumite mănăstiri s-au făcut lângă grotele rupestre. Dar nu, mă refer acum la partea de ce face omul pentru sfințirea locului. Noi am vorbit ce a făcut locul pentru sfințirea locului. Așezările mai trebuie să aibă și niște condiții economice. Au avut apă, au avut pământ bun, au avut... Era pădure mai mult atunci. Și sunt locuri spirituale. Pădure e mai bogată decât câmpia. Bineînțeles, da. Așa, și sunt locuri spirituale prin oamenii sfinți care au fost acolo. Și un exemplu este Sâmbăta de Sus, sigur, dar bine, acolo era energie. Așa, sigur, dar unde se așează un om sfânt, de acolo dracu fuge. Și este o povestire interesantă la Mănăstirea Neamțu. După ce a murit starețul Paisie, care a reintrodus isihasmul în Moldova, un văzător cu duhul a văzut, era un diavol care râdea de se prăpădea la marginea mănăstirii. Zice, ce cu tine, de ce râzi? Ha, păi a murit părintele Paisie. Păi și? Zice, păi noi două legini de diavoli ținem blocați aici ca să blocăm ce face Sfântul și tot nu puteam. Zice, acum dacă a murit, sunt de ajuns. Bun, am văzut cât de puternică poate fi, iată, exact cum spunea și Cristi, lupta aceasta, chiar și în cazul zonelor puternic vindecătoare de pe teritoriul țării, lupta între bine și rău, pentru că, exact cum spuneați, lângă o astfel de zonă foarte puternic încărcată pozitiv, cu siguranță va fi și o zonă care o provoacă din partea cealaltă. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, iar noi ne vom revedea și astăzi seară în cadrul unei noi ediții 360 de grade, pentru a discuta despre modul în care poate fi accesat viitorul, cât și despre măsura în care putem ști ceea ce urmează să ni se întâmple. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. La revedere!